Care sunt motivele pentru care persoanele aflate în carantină apelează dispeceratul primăriei? Au diverse nevoi care nu au fost comunicate de la început când au intrat în carantină, legate de substanțe de curățenie, de întreținere, pastă de dinți, de igienă personală și cam așa ceva. Trebuie ridicat cu noi, eu știu că tot la dumneavoastră sunt și dumneavoastră vorbiți cu o firmă. O să comunic mai departe. Ok, mulțumesc. Bine, mulțumesc. Ce trebuie să știe un cetățean aflat în autoizolare sau o persoană în vârstă care are anumite nevoi? Ce trebuie să facă? În primul și în primul rând, să sune la numărul de contact al primăriei. Apelul lui ajunge la noi în dispecerat. Noi preluăm solicitarea lui. Întâi îl întrebăm nume, prenume, adresă, în ce situație se află, dacă este în izolare, autoizolare, dacă este o persoană vâznică, dacă este o persoană care nu se poate deplasa. Îi luăm toate datele, le introducem în aplicația noastră și prin aplicația noastră transmitem către voluntarii noștri. În momentul în care voluntarii au rezolvat această solicitare, ne transmit și nouă feedback-ul. La ce număr trebuie să sune brașovenii? 0268 405 000 și să apese tasta 0, da? Okay. Ca să intre direct în legătură cu noi. Cu ce cazuri deosebite v-ați confruntat la acest dispecerat? Au sunat cetățeni care nu aparțin de municipiul Brașov și am redirecționat către alte municipii, Săcele, Zizin, fiecare de unde sună, dându-le și datele de contact de primăriile de care aparțin. Cu ce probleme se confruntau acești cetățeni? Cazuri de izolare, cazuri de carantină, cazuri de cetățeni cu peste 65 de ani, cazuri care nu au posibilitate să plătească, diferite cazuri, numai că noi ne-am putut ajuta doar cu datele de contact la primăriile de care aparțin. Acest dispecerat este doar pentru cetățenii municipiului Brașov sau este un dispecerat pentru întreg județul? Este doar pentru cetățenii municipiului Brașov. Am înțeles. În cazul de față o să transmitem noi o solicitare către voluntarii noștri. Am rugămintea să-mi spuneți, deci mi-a spus numele, adresa, să-mi lăsați, vă rog frumos, un număr de contact. 581, perfect. Vârsta dumneavoastră? 57, aflat în autoizolare, da? În regulă. Bun. O să am rugămintea să vă țineți telefonul pe lângă dumneavoastră, eu o să transmit solicitarea către voluntarii noștri și o să fiți contactat de către dânsii, da? Pentru lista de cumpărături și așa mai departe. Cu mare plăcere și multă sănătate vă doresc. Zi plăcută, la revedere!